Pe 3 mai în fiecare an este celebrată Ziua Mondială a Libertății Presei. Marcarea acestei zile reprezintă o oportunitate pentru a evidenția principiile fundamentale ale libertății presei, pentru a evalua starea de libertate a mass-mediei întreaga lume, pentru a apăra independența a mass-media și pentru a aduce un omagiu ziariștilor care și-au pierdut viața în timp ce își exercitau profesia. Ziua Mondială a Libertății Presei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1993. ONU a declarat marcarea acestei zile pentru a aduce în atenția publică importanța și necesitatea respectării libertății de exprimare, conform articolului 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării. Acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat. Despre dreptul la liberă exprimare și despre modul în care fac acest lucru jurnaliștii, părerile rămân împărțite. Indiferent însă de opinii, oamenii nu se feresc să facă urări. La mulți ani, multă sănătate la toată lumea. Credeți că e liberă presa din România? Nu. Nu e liberă? Cum să fie liberă? Dacă ar fi liberă, n-ar sta Dragnea pe tronul lui acolo. La mulți ani și spune prea multe exagerări presa. Anunță că e sfârșitul lumii, fel de fel de sperii oamenii. Vreau să-i bine. Ce știri ați vrea să vedeți la televizor? Adevărate. Știri adevărate. Deci e altceva. De ce domeniu? Social, politic? Internațional, din toate domeniile. Numai să fie adevărate, nu exagerări. Le doresc cât mai multe știri adevărate. Și atât. Și sănătate. Ce fel de știri v-ar plăcea să vedeți mai mult la televizor? Tot felul. Tot felul de știri. Nu neapărat alese. Și de ale zilei, că sunt destule care trebuie să le știm și nu prea le știm. E liberă presa în România, după părerea dumneavoastră? Da, e liberă. E liberă. Am piedici. Și dumneavoastră? Presa mă are piedici. E. Are piedici. Da. Totuși o urare pentru jurnaliști? Mult sănătate. Cam atât. Ce așteptați de la ei? Mai multe știri. Și ei cum bune. Să fie? Cum să fie? Sinceri, sinceri. Fii drept, fii corect. E bun, că mai spune adevărurile care noi nu avem de unde să le știm. Vă uitați la televizor, mai citiți? Da, da, mă uit, mă informez, da. Eu am părere bună despre presă, da. Mai auzăm și noi și nu se spune și nu se arată și nu... Și-i bun. Ce le doriți jurnaliștilor? Multă sănătate și putere de muncă și să ne spună tot ce este nou. Vă uitați la televizor, citiți ziare? Cum vă informați? Da, și ziare și televizor. Ce doriți oamenilor de presă? Pace și liniște. Asta e tot. Restul? Să creadă mai mult în știri de care se dau, în ziare și în televiziune. Nu e liberă presa din România, ce părere? Nu, pe undeva este manipulat. Așa și finanțat. Din cauza asta noi nu aflăm adevărul de multe ori pe alte surse. Asta e, cum să spun eu, am 78 de ani și... Mulțumesc! Și înainte a fost așa, mai rău a fost înainte, acum se e altfel. Acum puteți opta pentru anumite poste. Dacă faci o reclamație la televiziune, schimbă canalul dacă nu-ți convine. Păi. Ce urați astăzi jurnaliștilor care încă mai cred în meserie? E mult spor. În continuare la știri bune. În 2017, manifestările dedicate zilei de către UNESCO, precum și ceremonia de acordare a Premiului Mondial pentru Libertatea Presei, sunt organizate în colaborare cu Guvernul Indoneziei și Consiliul de Presă al Indoneziei la Jakarta, între 1 și 4 mai. Acțiunile desfășurate includ conferințe, ateliere, seminarii, sesiuni sau mese rotunde. În cadrul conferinței internaționale, tema generală din acest an este axată pe rolul mass-mediei în promovarea societăților pașnice, echitabile și favorabile inclusivă.
incluziunii. Discuțiile nu omit nici tendința în continuă creștere la nivel mondial a atacurilor împotriva celor care aduc informații opiniei publice. Starea actuală de siguranță a jurnaliștilor din întreaga lume este descurajantă. În decursul ultimului deceniu, numai puțin de 827 de jurnaliști și angajați în mass media au fost uciși. Începând cu anul 1997, Premiul Mondial pentru Libertatea Presei UNESCO, în valoare de $25.000, este decernat în fiecare an, cu ocazia acestei zile, unei persoane, organizații sau instituții care se remarcă prin contribuția esențială la apărarea sau promovarea libertății presei oriunde în lume. Premiul poartă numele jurnalistului columbian Guillermo Cano, asasinat în 1987 pentru că a denunțat activitățile traficanților de droguri din țara lui. Juriul internațional este alcătuit din 14 jurnaliști profesioniști și directori de publicații din toată lumea.